Fii atent aici. Ce e pentru unii gunoi, pentru alții este artă și se vinde pe bani grei. $1,800 costă o geantă Balenciaga care seamănă izbitor cu o pungă de gunoi. Geanta este din piele naturală și vine în 4 variante. Neagră, albă, albastră și galbenă. Creația face parte din colecția toamnă-iarnă 2022, prezentată în martie anul acesta la Paris. Internetul s-a împărțit în două. Unii spun că este o bătaie de joc, alții apreciază geanta. Designerul brandului, Denna Agvasalia, a venit și cu explicația. Nu puteam rata ocazia de a face cea mai scumpă pungă de gunoi din lume, pentru că nu-i așa, cine nu iubește un scandal în fashion? Geanta este deja disponibilă în magazine. Domne, ok, înțeleg că plătim întotdeauna pentru că, de fapt, plătim numele, plătim brandul și atunci acești designer și aceste case de modă își permit să pună niște prețuri exorbitante pentru că sunt cine sunt, ceea ce sunt, au în spate o istorie, însă chiar mă gândeam așa, dacă ar vedea Balenciaga, cred că s-ar răsuci în mormânt. Sunt unele lucruri care mi se par pur și simplu exagerate, unele creații, sau să spunem că vrei să, nu știu, să faci un statement, să, cum a spus, domne, vreau și un pic de scandal, dar o să nu se de scandal. Nu vinde așa ceva, adică doar prezint-o și sau pun-o doar într-o prezentare de modă sau arată sau fă o poveste. Dar păi e deja o poveste. Tu nu vezi că e deja, a creat deja o poveste. Asta e culmea, știi? Și uite, pot să încep cu o poantă așa. Nu, la cât gunoi cărăm după noi în general, ce poate fi mai potrivit decât un sac de gunoi? Acum, revenind un pic pe serioase, așa, să dăm un pic pe serioase, tu te uita la pielea aia cum arată? Păi arată impecabil. Este ceva extraordinar. Păi, este o piele atât, la 1800 atât de fină. Este incredibilă. Mie mi se pare sincer, incredibilă geanta asta. Nemodă. Ca execuție măcar, na. Măi, nu știu, nu sunt specialist în modă, nu mă pricep să apreciez cât de bună sau cât de fină e pielea aia, însă totuși la $1,800 măcar pielea să Angela, fie de calitate. Angela, purtăm orice în ziua de astăzi, suntem atât de excentrici, dacă ne-ar vedea cineva, nu de acum 100 de ani, de acum 40 de ani. Bun, cred că dacă nebunia, vreau, zice, Doamne, dacă au luat oamenii razna. Dacă am $1,800 și vreau să-mi cumpăr o geantă, ok, înțeleg că probabil este și o categorie de oameni care, pentru care banul este, n-are importanță și atunci probabil că și achiziționează tot felul de piese excentrice, doar că să le aibă, poate nici nu le poartă vreodată. Dar mă gândesc că dacă vrei să investești într-o piesă de designer, îți dorești nu doar să fie ceva calitativ, îți dorești, băi, să fii cu adevărat ceva frumos, nu știu, ceva interesant, ceva dacă care să îți stârnească interesul, care să-ți facă plăcere, să o porți, așa. Nu știu, mi se pare foarte comun. De fapt, asta cred că mă deranjează cel mai tare. Am ajuns să ridicăm lucrurile comune, foarte simplu de făcut, la rang de artă și nu mă refer aici la simplitate. Simplitatea, din punctul meu de vedere, este foarte greu de obținut. Este într-adevăr o artă. Dar să ridicăm așa orice este comun. Doamne, ți-am trântit un sac de gunoi. Ia uite ce am creat eu. Atât mă duce pe minte. Pe Angela, mine, dacă mă gândesc la colecțiile alea de care chiar cu Laura vorbeam în... Hai să ne întoarcem la Laura. Uite, chiar cu Laura vorbeam în urmă cu câteva zile. Ți amintești, Laura, de acele colecții de încălțăminte, așa, semi-sport, semi-designer? Păi nu e asortarea perfectă o geantă de genul ăsta. Sigur, din punct de vedere creativ, mie mi se pare interesant, mi se pare cool, mi se pare, cu siguranță prețul este justificat de calitate, ce ziceai, de piele, de finisaje, efectiv echipa de design și tot bugetul de marketing care este în jurul acestui obiect. În rest, până la urmă e o decizie dacă vrei sau nu să achiziționezi, dacă ți se pare că merită sau dacă ți se pare interesant. Strict pentru branduri care fac astfel de obiecte inspirate, excentrice, să spunem, pentru ei e bine, pentru că sunt pe buzele tuturor în această perioadă și au fost atât de multe reacții și bad PR is good PR în fashion. Ai Așa da. Că îi fac o treabă bună. Ai da $1,800 să o ai acasă? Nu, eu personal nu, din mai multe considerente, pentru că, unul, în primul rând, nu por geantă, deci nu m-ar ajuta. Doi, la funcționalitate am ceva dubii, cred că e destul de greu să ții doar în mână de acele două toarte.
Și trei, o apreciez cu sufletul, să spunem. Nu trebuie neapărat să achiziționez. Mi se pare un item interesant, cool, și mi se pare interesante și discuțiile pe tema lui. Dar nu l-aș cumpăra, nu. Mulțumim. Dar ce tip de persoană crezi că ar pune în valoare o astfel de geantă? Păi, ce soi de persoană să fii să ții așa ceva? Cred că oricine ar cumpăra-o. Deci oricine este dispus să dea suma respectivă, și dacă era vorba de 100 de euro sau de 200 de euro. În momentul în care ești convins să dai o sumă de bani pe un obiect, înseamnă că îți place și îl vei pune în valoare. Sigur, în mediul tău, în zona ta, mai mult de atât. Cred că oricine ar putea să o poarte fără nicio grijă și dacă nu ai citit știrea, nu cred că îți dai seama imediat că seamănă cu un sac de gunoi. Așa mă gândesc. Laura, când ne mai vedem? Parcă văd că peste vreo câteva zile. De fiecare dată și din ce mai mult mă bucur. Mulțumim tare mult, Laura. Hai să mai distrăm puțin. Stai, nu trece. Da, rămâi să vezi și asta. Ia, uite, rămâi să vezi și asta, Laura. Asta. Uite, zici că am plecat la piață. Dat-o de la Balenciaga, e ceva mai ieftin, 1150 de euro. Hai, acceptabil, da? Asta, trai asta de rafie. Nu e peste, recunosc. Dar pare o geantă funcțională, are două toarte, probabil că e pielea calitativă, te ajută să car ce-i de cărat, dar nu e pe estetica mea. Greu, roșu, negru, alb, plus că nu prea o încadrez foarte bine la sport, la casual, la elegant. Nu, din punctul meu de vedere nu e un obiect frumos, dacă tot am vorbit de frumusețe. Da. La piață merge sigur. O încadrăm. Mulțumim, Laura. Mulțumim, Laura. Eu vă mulțumesc. Mulțumim. Hai să mergem și la Teofil, să vorbim așa și un pic mai lucruri și mai neserioase. Nu vorbim doar despre secetă și agricultură. Uite, e secetă și modă, parcă nu mai au idei oamenii. Inventează tot felul de trăznăi. Dar și moda, uite, și tipul ăla al hainelor de fermier, de exemplu, au inspirat multe colecții, gen salopete, care s-au purtat într-o perioadă nebunească. Aveți și voi preferințe pentru anumite ținute? Sper să nu se fi blocat. Nu. Dar, ok. Da, e foarte interesant. Iar trebuie să mă credeți, fermierii sunt extraordinar de interesați de modă, mai ales că cei care au început să câștige ceva bani au început să-și cumpere aceste pungi de gunoi cu 3-4 mii de euro. Doar așa ca să epateze. Deci, da, într-adevăr, și fermierii sunt foarte interesați de aceste articole vestimentare scumpe, în special scumpe. Se ocupă, uite, vezi, da, este un mod de a-ți etala bunăstarea, bogăția. Mulțumim! Da, mulțumim, Teofil. Ne mai și distrăm așa, nu vorbim doar serios. Și acum ce? O pauză?